vedem ce s-a întâmplat între Diana și Dani și ce anume îi reproșează Dani Dianei. Stai serios? Pe Dani îl nemulțumește ceva din atitudinea Dianei. Cât să fiu și-o fericit și tu să stai așa? Toată ziua am încercat, toată ziua am încercat să-ți ridic moralul. Dar păi să înțelegi ce. Da, am înțeles și încerc să-ți spun ce tu stai. Ok, și ești ok, nu vezi că râd. Păi râzi că râzi de ea ori de mine, ori de Andrei. Nu râd de Andrei, nu spune că râd. De mine. Râd cu Andrei. Fructezi așa uneori. Cum? Unor îmi dai impresia că ceva se întâmplă, unor îmi dai impresia că tot e în regulă. Nu știu, nu mai știu. O iau răză, serios. Te văd prea serioasă, prea tăcută uneori. Până, bangă mine, dar până, bangă partea asta, până, iar pe mine, până, iar mă puc pe capul, te întorci înapoi. Atunci, hai că stau așa, nu mai fac nimic. Că așa măcar știu cu... Da, mă las și în dubii. De ce dubii, omule? Nu dubii, ți-am spus că uneori te văd... E așa sunt eu. Cum? Mai ales astăzi sunt foarte... Astăzi, am înțeles. Mie mi-e așa mai greu un pic să-mi exteriorizez sentimentele. Am observat și de obicei uneori asta pe mine mă duce în eroare. Nu ce? Că... Nu știu, dai o stare așa, îți iau starea, știi? Eu cum sunt mereu vesel și să zâmbări, și când văd pe tine și că plouă continuu în capul tău și ești tristă. Eu te fac să râzi, știi? Mereu. Și nu vrei să mă râzi? Tu faci. Ba da, asta e ideea. Dar, nu știu, parcă... Nu știu, te simți ciudat. Cum ciudat? Adică, exact ce spui și tu, că încă nu ți-ai exteriorizat sentimentele. Ok, și ce anume ar trebui să fac ca să... Nu, Doamne ferește, fii cum ești tu. Cum simți tu, fii cum... Ce ți-e confortabil. Dar tu nu ești sigur de sentimentele mele față de tine? Ba da, dar nu uneori ești... Nu, te întreb. Nu știu ce mi-ai zis, ce simți. Doar că... Că ce, că mă vezi supărat uneori? Da, ok, dar asta nu înseamnă că am ceva cu tine sau că supărată pe tine. De exemplu asta? Îmi transmiți starea asta când ești tu, ești mereu așa serioasă și... Păi nu sunt mereu, am momente. Starele astea cred eu că ar trebui să le ai când ți-aș greși. N-am spus neapărat ceva, eu nu, tu mi le iei prea direct și crezi că eu te judec. Discuția lor pe același subiect avea să continue. Uneori îmi dai stare, îți preiau starea. Ok. Fiindcă eu sunt axat pe tine și mă uit la tine non-stop și îmi dai starea că tu ești supărat mereu sau nu-ți convine ceva sau ai ceva de spus și nu spui. Asta îmi transmiți. Ok, dar nu e așa. Păi știu, de-aia te întreb. Adică eu n-am făcut nimic în sensul ăsta sau nu te-am judecat în sensul ăsta. Înțeleg că ești serioasă. Aș spus că ești mai serioasă. Înțeleg, ok. Dar eu când vin și te văd și mă bucur că te văd, sunt tot o energie. Sunt fericit când te văd. Și tu mă îmbraci, dar faci pe de-aia așa și... Tu mă zic așa. Așa, te pui pe mine și pe mă te retragi. Pe iar mă îmbraci, mă pupă, iar te retragi. Pe iar mă vizi, mă pui și pe iar te retragi. Să stau pe tine. Nu știu cum să zic. E ca și cum încerci să-mi încarci bateriile, ajungi undeva la 90%, până iar n-ajungi 100%, iar încarci bateriile până la 90%, iar dai înapoi 0%. Adică nu te văd stabil în sentimente. Eu nu văd așa. Gen că sunt eu mai așa, da, așa sunt eu, dar nu că nu... Da, nu-am spus că te judec pentru ceva anume, dar vreau să știu dacă ai ceva de zis. Dacă am ceva de zis, o să zic. Cu siguranță. Cred că sunt destul de sinceră și matură încât să zic dacă am ceva. Cu tine, personal. Eu sunt sigură pe ceea ce simt. Dacă tu crezi că eu sunt nu tine. Sunt, atunci eu știu. Eu spun, eu spun ceva, tu spui altceva. Păi tu vezi că nu sunt stabilă în ceea ce simt. În ce îmi transmiți? Ai niște stări. Ok, eu și încerc să nu fiu supărată. Nu trebuie să faci ceva pentru mine, vreau să fiu exact așa cum păi ești. Păi așa sunt. Da, e o situație care nu a fost tranșată doar aseară, inclusiv astăzi ați discutat despre treaba asta, așa că hai să vedem ce se întâmplă. Și am și lămurit de dimineață. N-am mai apucat că s-au închis ușile și aș fi lămurit de aseară. Uite de asta vine, o să deschidă ușile să lămurim. Hai! Da,
ne-a transmis o stare, a fost supărată și tristă. De ce, de Dana? Sâmbătă, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat de sâmbătă seară. Duminică n-am vorbit, luni am vorbit târziu. A fost și faza că a crezut că o să vină mama ei. Eu încercam toată ziua ieri să o încurajez că o să vină, că o să vină. Era supărată, începea să plângă, iar încercam să, tu vrei să vină mama? Da. I-am spus că hai că poate o să vorbești la telefon. Nu cred, n-are timp, că e la muncă. Hai să vedem, vedem partea pozitivă, partea plină a paharului. Și toată ziua a fost supărată și am încercat și mi-am consumat tot numai ca să fac fericită. Și e trup de oboseală. Da. Și am spus dacă are ceva să-mi transmită sau e supărată, să discutăm. Că eu sunt 100% implicat și mă axez doar pe ea și pe ei preiau starea. Dacă de ea e tristă, mă întristez și eu. Da, el se referea că dacă mă vede tristă, îi transmit și lui tristețea mea. Că el încearcă să fie fericită și nu reușește. Da. Dar spunând că nu stabil în sentimente, eu am luat-o ca și cum el îmi spune că nu sunt stabilă în ceea ce simt față de el sau așa. Dar mă referam la ce stările de cum se simte, ba supărată, ba fericită. Bun, dar tu ce ai, Diana? Acum nimic, acum sunt fericită. Ei, n-ai cum să treci de la o stare nu, la alta. Nu, eram puțin supărată după faza de... M-ați și îmbrăcat în negru, știi? Așa. Așa ne-a sfătuit doamna astrolog. Schimbați culoarea, așa. Eram puțin supărată după petrecerea de ce s-a întâmplat. Știam că la mama mea nu-i plac lucrurile astea. Ce, erai supărată pe tine că... Pe mine, da, așa, pe mine și pe... Ai fost mai veselă sau pe Dani că a comentat aiurea? Pe mine mai mult. Pe mine pentru că știam că afară mama mea nu-i plac lucrurile astea și o să fie dezamăgită. Aveam așteptarea să o văd și eu sau să vorbesc cu ea și eram foarte supărată în ziua aceea pentru că chiar îmi doream să mă liniștesc eu. Uh-huh. Până la urmă am vorbit cu ea prin video call aseară și... Și ce a spus mama? Mă rog, o să vedem, da. Mama a spus că știu eu părerea ei despre situație, dar ea este acolo pentru mine și pentru amândoi. Și uh-huh. că o să fie acolo, toți sunt acolo pentru noi. Uh-huh. Și că mă iubește. Da, crezi că... Adică simți că e... Altă Diana de sâmbătă, noapte, mă rog, de duminică încoace? Deci ce țin de sentimente și ce am simțit și așa, nu s-a schimbat nimic. Ba chiar pe noi mergem din ce în ce mai bine. Doar că uneori e mai supărată și vreau mereu să comunicăm, să ne deschidem unul la altul, să ne cunoaștem din ce în ce mai bine. Și am spus doar că eu preiau starea ei. Dar pe de altă parte, cum spunea și doamna Loredana, sunteți firi diferite. Clar. Și nu poți să te aștepți la omul de lângă tine, la Diana pe care o știi așa mai, poate mai introvertită, să fie expansivă ca tine, doar pentru că tu ești așa. Păi nu, dar eu mereu încerc să-i dau o stare bună, mereu o fac să râdă. Dar vezi că s-ar putea să obosești cu treaba asta. Pentru că... Eu ți înțeleg intenția de a o ridica și pe ea la starea energetică unde ești tu, dar pe de altă parte, poate ea e ok așa, în starea ei de calm. Și s-ar putea da, să o turezi puțin... Zilele astea chiar am fost supărată, dar eu sunt și mai liniștită uneori. Adică nu, ți-am spus, nu am nimic cu el personal. Adică eu poate stau ba, dar... Ai, că e iubitul tău. Nu, ar fi rău să n-ai. Nu, în sensul rău, în sensul să fiu supărată pe el sau ceva. Sunt doar liniștită, calmă, nu sunt mereu da. Sus. Cum vedeți, doamna Loredana, lucrurile? Nu, dacă ridicați din nume, nu înțeleg. Pare așa că eu v-am zis. Da, sunt firi diferite. Păi, dar e bine, e rău? Cum e? A fost bine, dar trebuie să ajungă undeva la o linie de mijloc. Adică nu poate nici ea să se ridice la nivelul lui, nici el la al ei. Adică mi se pare cumva amândoi trebuie să găsească undeva la mijloc să se întâlnească. Pentru că el e exagerat de exuberant și ea este calmă, liniștită. Păi și el nu poate să se mai calmeze un pic? Eu, mie mi s-a părut că s-a mai calmat, adică nu știu acum, am rămas surprinsă. Ce v-a surprins? Că sunt discuțiile astea între ei și că vrea să o facă să fie la fel ca el. Dar gândi-l-o, domnule! Nu, s-a înțeles greșit. El doar vrea să fiu mai... fericită în sensul pentru că păi chiar mă vedea supărată. Auzi, asta nu e cu ceva. Măi, fii fericită! Nu! Acum! Nu. El încerca să mă facă să zâmbesc oarecum. Și încerca și eu nu reușea și asta... Gâdi-l-o! Ia mese, gâdi-le? Da. Da. Eu mai înțeleg pe Diana, pentru că și cu mine încearcă. Nici eu n-am de fiecare dată o stare prea bună și el încearcă tot așa să-mi dea din energia lui, dar nu pot să-i o preiau. Normal. Asta e starea mea. Da, a fost copil atomic? Da?
Am înțeles. O să vă reglați între timp. Da, știi cum e? Nu e. Suntem la început și da, să zic, nu e nimic dacă are niște zile când, măi, asta e, poate să te influențeze vremea. Dom'le, a fost luna plină, eu n-am dormit două nopți. Pe mine mă influențează luna plină. Eu nu dorm cât e luna plină. Poate de asta. Ce este o groază de alți factori care nu țin de tine, de ea. Prefer să nu las lucrurile nevorbite sau dacă absolut. Asta e cel mai bine. De mereu vorbesc și discutăm orice. Asta e cel mai bine. Dar că, să știi că nu se poate așa. Vreau să fii fericită. Pac! Da, cu bagheta și, magică. Nu vreau să arate altceva decât simte. Foarte bine când simtea că e nevoie. Doar că vreau să fac să simt simtă bine când se simte rău. De fiecare dată când spui că intru mamă. Hai că poate iată, poate iată. Ei, acum, na. Sunt convinsă că toți cei care, pentru care nu au reușit mamele să ajungă, și-au fi dorit extraordinar de mult să le vadă, să... Da, bine.